În contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, anul acesta, Guvernul României va acorda ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite la cultura de usturoi. Astfel, pentru a primi banii de la stat, fermierii trebuie să se înscrie la Direcția Agricolă OLT. Din județ, sute de agricultori au depus cereri de înregistrare. 173 de solicitanți în suprafață de 318 hectare. Ei trebuie să depună dosarele până pe 19 aprilie, deci ar trebui, dacă vizează acest sprijin, să se grăbească un pic cu dosarele. La fel, avem echipe prin teren, să sperăm că o să fie totul bine. Subvenția va fi tot de 1.500 de euro la hectar. Ca și condiții, deci trebuie să aibă suprafața minimă de 3.000 de metri pătrați, cultivați cu usturoi. Ia tot așa, vom face deplasări împreună cu colegii de la APIA în vederea verificării situației existente pe teren. Plata sumelor reprezentând ajutorurile de stat se va face până la data de 30 iunie 2024 inclusiv, iar verificările în teren se realizează de către echipe mixte și vizează deplasarea pentru verificarea suprafețelor înființate și menținerea acestora. În 2023, din județ, eligibili pentru programul Usturoiul au fost peste 450 de legumicultori, iar suprafața cultivată a fost de 650 de hectare.